Rămânem lângă cuvântul care l-ați avut desemnat pentru această dimineață, doar mai citim versetele 12, 13 și 14 din Isaia 40, versetele 12, 13 și 14. Cine a măsurat apele cu mâna? Cine a măsurat cerurile cu palma? Și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură. Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și a făcut cunoscut calea priceperii? Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Mai întâi de toate mulțumim Domnului pentru această dimineață. Dorim să mulțumim Domnului care ne-a dat sănătate, viață, purtare de grijă și ne-a rânduit ca să ne bucurăm împreună în această dimineață în casa lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta. Dorim să vă mulțumim și dumneavoastră pentru dragostea pe care ați arătat-o față de noi ca să ne primiți cu bucurie în această vizită de slujire împreună cu corul mix, cu frați și surori din Biserica Happy Valley. Mulțumim fratelui păstor Leonard Semenea, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze, să-i răsplătească, ei s-au pus la dispoziția Domnului și a noastră, ieri ne-au însoțit toată ziua și ne-au arătat locurile frumoase din zona aceasta în care dumneavoastră trăiți și mi-am dat seama că înainte ca să facă omul ceva frumos a fost atras de ceea ce a făcut Dumnezeu. Numai în locurile unde Dumnezeu a făcut lucruri frumoase, acolo sunt oamenii atrași ca să facă și ei ceva frumos. Și vă mulțumim, fraților slujitori, conducerii bisericii, bisericii dumneavoastră pentru primire, pentru găzduire, pentru bunăvoință. Dorim ca Domnul să vă răsplătească. Ne bucurăm să ne întâlnim cu fratele Nelu Prunean, cu ceilalți slujitori, cu frați și surori pe care vă cunoaștem pe unii din 87 probabil, 88, 89, începutul anilor 90. Nu știu, prima dată când am fost în California a fost în anul 87, în luna mai, la începutul lunii mai și de atunci nu știu de câte ori tot am venit în California și de fiecare dată când venim e foarte frumoasă California și e trafic și e frumos, e nice, oceanul e frumos și e trafic și e foarte frumos la biserică și frați și surori și e trafic și e foarte frumoasă călătoria înspre casă când ne întoarcem și e trafic. Și noi mulțumim Domnului pentru toate. Peste tot unde ajungem sunt oamenii lui Dumnezeu care îl iubesc pe Dumnezeu și spun locului aceluia acasă. Așa că n-ai voie, am învățat de-a lungul anilor, n-ai voie să spui despre niciun loc, aici nu-i frumos. N-ai voie să spui. E o jignire și o insultă pentru cei care locuiesc. Am fost la capătul pământului în Australia și o trebuie să spun că e frumos, că acolo locuiesc oameni. Am fost la capătul pământului, aproape de Polul Nord, în Siberia, și locuiesc foarte puțin. Și noi ne întrebam, mă, dar ce e aici? Mă, dar ești sănătos la minte ca să locuiești aici? Și am zis, nu vorbim în felul ăsta, nu, e frumos. Sunt câteva mii de oameni care spun că e casa lor, ei nu pleacă, ei nu se mută, e frumos. Oriunde pe pământ e frumos unde locuiesc, în mod special copiii Domnului, și oriunde mergem pe fața pământului ne simțim bine și ne bucurăm pentru că sunt frații noștri și slăviți să fie Domnul că nu-s toți la Arizona. Pentru că putem să mergem peste tot în altă parte și să ne simțim bine cu frați și surori. Altfel, toți ar fi la Arizona și unde să te duci să te întâlnești cu frați și surori? Vedeți că Dumnezeu a așezat bine lucrurile. Dorim să vă aducem salutări sfinte împreună cu soția, cum am fost prezentați, cu soția mea Dana. Vă aducem salutări sfinte din partea Bisericii Happy Valley din Phoenix, Arizona,
Vă aducem salutări sfinte din partea conducerii bisericii Happy Valley și dorim ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Din toată inima spunem lucrul acesta, Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Suntem împreună cu un grup mare de frați și surori, avem câțiva frați din conducerea bisericii care sunt împreună cu noi, fratele Ștefan Tohătan care a slujit, fratele Romirus care este dirijorul principal al corului mixt, fratele Dan Moldovan, care și el împreună cu soția, fratele Daniel Sfârcioc, care împreună cu soția, mulți frați și surori care însoțesc ori soțul, ori soția care cântă la corul mixt, sora Cristina Noje, care este unul din dirijorii corului mixt, fratele Aron Silaghi, al treilea dirijor, este în România, dirijorii de la cor bărbătesc, care nu slujesc separat azi, slujesc împreună cu corul mixt, fratele Marinel Jimon, fratele Dan Nichitean, Domnul să-i binecuvinteze, și cu toți cei care au venit ca să ne însoțească și să se bucure împreună cu noi de la Happy Valley, Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și mulțumim Domnului pentru această dimineață. E minunat să fii la Stanton, la Bethel, la California, ca întotdeauna. Vineri, când am primit așezarea programului pentru dimineața aceasta și am văzut textul care l-aveți programat, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă ca să rămân la textul acesta care l-aveți dumneavoastră, din Isaia 40, și să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre puterea lui Dumnezeu. Capitolul 40, pasajul acesta de la 12 în jos, vorbește despre puterea lui Dumnezeu. Și când vorbim despre Dumnezeu, despre un atribut al lui Dumnezeu, despre o caracteristică a lui Dumnezeu, întotdeauna scoatem în evidență anumite aspecte care vorbesc despre lucrul respectiv. Dacă ar trebui să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu în această dimineață, ar trebui să scoatem în evidență anumite aspecte care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Dacă am vrea să vorbim despre harul lui Dumnezeu, la fel, dacă am vrea să vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu, la fel, dar în dimineața aceasta textul este despre puterea lui Dumnezeu. Și adevărat că avem aproape un infinit de versete care vorbesc despre puterea lui Dumnezeu, că de fapt, într-un fel sau altul, întreaga Scriptură scoate în evidență puterea lui Dumnezeu și faptul că El e Dumnezeu și nu e om. Faptul că noi suntem creație și El este Creator. Așa că ne oprim la câteva aspecte biblice care scot în evidență puterea lui Dumnezeu. Și vorbind despre acestea, personal cred că putem să fim încurajați și putem să devenim mai încrezători în Dumnezeu, pentru că El este stăpân. Când vorbim despre puterea lui Dumnezeu, această putere a lui Dumnezeu se vede în primul rând în creație. Istoria noastră a început cu creația. Înainte de creație nu știm exact ce a fost, cum a fost și pe unde a fost. Biblia ne vorbește despre creație și puterea lui Dumnezeu se vede în creație, pentru că noi nu putem crea, oamenii nu pot să creeze, țările nu pot să creeze, oamenii de știință nu pot să creeze, laboratoarele nu pot să creeze, medicii nu pot să creeze, omul nu poate să creeze, omul poate să se joace cu substanțele chimice și să transforme. La om, dacă îi dai ceva și acel ceva îl pune lângă altceva, s-ar putea să rezulte într-o reacție interesantă și să spună, uite ce a realizat. Nu putem să creem. Noi nu putem să creem nici măcar o sămânță. Vă dați seama cât de slab e omul cu toată înțelepciunea lui? Noi credem că omul e ceva, că ajunge până pe lună, nu? Și are de gând să meargă pe Marte și trăiește în cosmos dacă vrea.
Omul a ajuns foarte departe. Dar cât de departe am ajuns că nu suntem în stare să creăm o sămânță de porumb, de exemplu, sau să... Nu, luăm una mai mică. O sămânță de grâu. O sămânță de grâu. Noi nu suntem în stare să creăm. Omul cu toată știința lui nu este capabil, omul, să pună împreună atom și molecule, să creeze un bob de grâu pe care să-l pună în pământ și bobul acela de grâu să rezulte într-un spic. Este în stare omul să pună un bob de grâu împreună, l-ar putea face în laborator. Dar dacă îl pune în pământ, ce se întâmplă cu el? Putrezește și nu iese nimic. Nu iese nimic. N-are germenele de viață în el. E acolo un cod ascuns pe care oamenii încă nu l-au descoperit. Și cât este de înțelept și de priceput omul, și câți oameni de știință, și câte laboratoare, și câte aparate are omul la dispoziție, nu este în stare să facă un bob de grâu care să nască viață. Un bob de grâu mort poate, dar unul care să aducă viață nu poate. Dumnezeu, în schimb, n-a creat doar sămânță și plante, a creat întregul univers și pe om după chipul și asemănarea lui. Și omul, știm că nu este un animal evoluat, ci omul este creația lui Dumnezeu, făcut de mâna lui Dumnezeu, în care a suflat suflare de viață, și omul este frumusețea lui Dumnezeu, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în fiecare celulă, în fiecare moleculă din corpul nostru e o ștampilă a lui Dumnezeu, un cod secret al lui Dumnezeu. În creație se vede puterea lui Dumnezeu. Nu poți să vorbești despre puterea lui Dumnezeu și să nu scoți în evidență creația. De la sămânța, de la bobul de grâu care ascunde în el viață, până la miliardele de galaxii. Miliardele de galaxii care nici măcar nu știm câte sunt. Vă dați seama cât de deștepți suntem, cât de înțelepți suntem. Cât se laudă omul, nu a reușit să numere galaxiile încă. Îs între 200 și 400 de miliarde. Ba, nu, ce toleranță! Și fiecare galaxie are între 200 și 400 de miliarde de stele. Fiecare galaxie. Dacă ar trebui să numărăm doar galaxiile, ar trebui ca un om să trăiască aproximativ 5.000 de ani și în timp de 5.000 de ani să nu doarmă, să nu facă nimic altceva decât în fiecare secundă să numere câte două galaxii. Una, două, trei, patru, cinci, șase, pentru 5.000 de ani non-stop să numere galaxiile. Și atunci pentru fiecare galaxie, ca să numere stelele din fiecare galaxie, îi trebuie 5.000 de ani. Că aproximativ după câte galaxii sunt, în fiecare galaxie sunt atâtea astre cerești. Și atunci trebuie să înmulțim 5.000 de ani cu 200, 300, 400 de miliarde de galaxii. Cine să le numere? Cineva ar putea să înceapă. Să înceapă și să-și consume 40 de ani numărând galaxiile. Dar când o termina de numărat, la cine dă în primire ca să-i spună, mă, până aici am numărat eu, să nu începi tu de la zero și să le numeri și tu pe acelea. El să le însemneze undeva. Vedeți că noi nici măcar nu suntem în stare să le numărăm. Dar Biblia spune, cuvântul spune în versetul 22, în versetul 26, ridicați-vă ochii în sus și priviți.
Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Wow! Undeva Dumnezeu le are în inventar. N-avem acces la computerul ăla. Dacă mai avea acces, am ști și noi exact câte sunt și cum le cheamă pe fiecare. Dumnezeu dea nume fiecăruia, pentru că El le-a creat. Și din când în când face apel de seară ca în armată. Nu înțeleg exact cuvântul ăsta. Nu știu cât de des face Dumnezeu lucrul ăsta. Odată într-o generație, odată la 1000 de ani, odată la 5000 de ani, odată la 10000 de ani, odată pe săptămână, nu știu cât de des face lucrul ăsta Dumnezeu, dar din când în când Biblia se pare că ne arată aici că Dumnezeu face apel. Din când în când El le cheamă pe nume, pe fiecare. Și fiecare trebuie să spună: sunt aici, ești prezent aici. De aceea în univers este ordine. Dacă creația ne vorbește despre puterea lui Dumnezeu, tot așa ne vorbește și ordinea din creație. Ordinea care există în univers. Deși că mai apare câte un bolovan pe aici, pe acolo, care zboară prin univers, mai cade câte unul pe pământ, dar până ajunge la noi, o înveli Dumnezeu în atmosferă pământul ăsta și prin frecarea cu aerul explodează, rar mai ajunge câte unul să scuture câte un pic pământul. Se aprinde și se sfarmă totul în aer. Asta mai există, ca oamenii să se mai teamă câte un pic. De fapt, e fain lucrul ăsta. Că oamenii de știință de asta se teme, ei zice așa se va găta istoria. Într-o bună zi de undeva se rupe dintr-un astru ceresc, se rupe o bucată mai mare și vine și ne dă una la pământ și suntem gata. Totul se oprește, totul se împrăște dintr-o dată și ține oarecum așa în emoții și mai sperie pe oameni. Nu știm exact cum se gata cu lumea asta, dar știm că Dumnezeu o gata la vremea Lui. Dumnezeu îi pune punct. Până atunci e ordine în univers. Până atunci pământul încă se mișcă în jurul soarelui, în 365 de zile. Și 4 ore mai trebuie adăugate, tot la 4 ani mai trebuie corectat. Se învârte în jurul axei lui în 24 de ore. În continuu. Încă oamenii de știință spun că se cam încetinește, cam o secundă, două secunde, la nu știu cât timp. O fi. Nu mă bag acolo că n-am, încă aparatele mele nu sunt așa de specializate. Deocamdată eu văd că în fiecare dimineață răsare soarelui și în fiecare seară apune soarelui. Deci pământul se învârte. În ziua în care nu mai răsare soarele, știm că s-a oprit pământul. Și când s-a oprit pământul, e vai de toți cei care locuiesc pe pământ. Deocamdată pământul și cerul și astrele cerești și toate galaxiile sunt într-o continuă mișcare. Asta ne spun oamenii care se dau mai înțelepți ca și noi. Și sunt într-o oarecare măsură. Dar toate se mișcă într-o armonie și nu se ciocnesc unele de celelalte. Ar fi un mare risc să știm că într-o zi luna se supără și nu mai se învârte în jurul pământului. Zice, you know what, m-am săturat, vin jos pe pământ și mă odihnesc. Nu face lucrul ăsta. Ar fi bai foarte mare dacă planeta Pluto într-o zi s-ar supăra și dacă ar fi om, dacă aș fi om, aș fi supărat când a fost destituită de titlul de planetă. Că eu la școală când am fost am învățat că Pluto e planetă. Dar acum prin 2006 a avut loc o ședință în Europa a oamenilor foarte pregătiți și înțelepți și au zis Pluto nu mai merită să poarte titlul ăsta. Și i-au luat epolețe jos și spune acum planetă pitic. Pluto e planetă pitic. It's dwarf planet. Nu merită. Ei, și planeta asta foarte interesant, că se mișcă și uneori e aproape de pământ,
de soare, I'm sorry, e aproape de soare și alteori foarte departe. Noi, Pământul se învârte aproape perfect în jurul Soarelui, într-un cerc. Pluto nu se învârte în cerc. Pluto are un moment în care e aproape, după aceea se duce foarte departe. Și când aduce foarte departe, când ajunge foarte departe, își aduce aminte că trebuie să întoarcă înapoi. Și se întoarce înapoi. Și când se apropie de soare, își aduce aminte că nu se poate apropia foarte tare și merge foarte departe. Și când ajunge departe, se întoarce înapoi. Acum, dacă eu aș fi fost Pluto, când aș fi auzit că oamenii de la Europa m-au destituit, când ajungeam acolo, salutare, eu plec dintre voi, nu mă mai întorc înapoi. Dar n-am făcut lucrul ăsta. Știți de ce nu s-a supărat Pluto? Știți de ce nu se supără planetele? Și nu iau razna? Că ar putea să o ia razna toate. Că după teoria care se învață acum la școală, The Big Bang, după un Big Bang, tot o ia razna. Fiecare pleacă unde s-a pornit. Dar n-a avut loc un Big Bang necontrolat, a avut loc un Big Bang pe care l-a creat Dumnezeu. Și Dumnezeu, din ceva, a produs o explozie care a pus totul în ordine, extraordinar. Mă, dar e mare Dumnezeu, ar trebui să spună oamenii de știință. Nu, e mare Dumnezeu, că le-a creat pe toate, le-a așezat pe toate și sunt toate așezate într-o ordine desăvârșită. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 7, dar putem citi ceva și mai devreme. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 7, dar hai să citim de la 5. Căci în adins se facă, nu știu, că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată în apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Cine păstrează universul în ordine? Cine păstrează planetele pe traiectorie? Dumnezeu prin cuvântul său. Același cuvânt care le-a creat, nu doar că le-a creat, le-a creat și traiectoria. Și ele merg pe aceeași traiectorie pe care le-a creat-o Dumnezeu. Pământul nu se abate, luna nu se abate, sistemul planetar nu merge în altă parte, rămâne în jurul soarelui și tot ce se vede în univers se mișcă după o ordine stabilită de Dumnezeu. Putem să spunem ca și Isaia, atât e de mare puterea și tăria lui, că una nu lipsește, toate sunt așezate la locul lor. Puterea lui Dumnezeu în creație și puterea lui Dumnezeu în ordinea din univers. Puterea lui Dumnezeu în istorie. În istorie evidențiată puterea lui Dumnezeu. Noi suntem parțial implicați, fiind cetățeni și având drept de vot, suntem implicați în procesul politic și de conducere a țării și zicem we the people. I love that expression. It sounds good, it sounds great. It's we the people. Noi oamenii avem destinul în mâinile noastre. Noi alegem. Noi ridicăm și noi punem. Noi votăm și noi dăm jos. Versetul 15 în jos. Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă în vadră. Vadra e o găleată mai mare, că e un butoi. Așa. Sunt ca praful, ca praful de pe cumpănă, neamurile. El, Domnul, ridică ostroavele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile, toate popoarele, toate țările sunt ca o nimica înaintea lui. Nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune.
Versetul 20. Versetul 20, versetul 21, versetul 22 și versetul 23. 23. El preface într-o nimica pe voievozi, pe cei care conduc, și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ, el suflă peste ei și se usucă. El ridică, el coboară. Noi votăm. Da. Unii zic, nu-i important cine votează, e important cine numără voturile. Altul zice, nici cine numără, nici cine votează, ci cine anunță, cine ne transmite informații. Datoria mea în dimineața asta este să vă spun că nici cine votează, nici cine numără, nici cine anunță, la urma urmei n-are importanță, ci Dumnezeu care ridică și coboară. America e în mâna lui Dumnezeu. România e în mâna lui Dumnezeu, lumea e în mâna lui Dumnezeu, Orientul Mijlociu, avem impresia că îi scăpa de sub control, nu îi scăpa de sub control. Câtă vreme Dumnezeu e pe tron, El este stăpân. Aduceți-vă aminte, unii dintre dumneavoastră, și vreau să explic un pic, nu că n-ați ști lucrul ăsta, poate la unii care sunt mai tineri. Unii dintre noi am trăit ca și adulți, am plecat la 24 de ani din România, deci am apucat să prind. Am prins comunismul din plin. Eu n-am știut nimic altceva decât de comunism. Că m-am născut, am copilărit și am fost adult sub comunism. Și am văzut mâna întâia ce înseamnă comunism, până la 24 de ani. Și când am plecat din România, omenește vorbind, așa cum și dumneavoastră, care sunteți mai în vârstă și ați trăit, am ajuns la concluzia că comunismul nu poate să cadă. Comunismul nu poate să cadă. De ce nu poate să cadă? Pentru că conducerea țării avea în control tot ce controlează populația. Armata era a conducerii, poliția a conducerii, poliția secretă a conducerii, oamenii nu aveau arme, oamenii nu aveau arme și oamenii nu aveau abilitatea, posibilitatea, mijloacele necesare ca să se mobilizeze. Că acum, cu Facebook, cu Instagram, cu ce mai e? TikTok, cu platformele social media, oamenii se anunță dacă vor oamenii să se mobilizeze. Dau anunțuri, de aia fiecare își face biserică și în afara bisericii. Și fiecare face ce vrea, pretutindem. Pentru că dă un anunț și toată lumea află. Atunci nu puteai. Nu puteai să vorbești deschis nici măcar cu membru din familie. Nu știai dacă nu te vinde. Dar hai să zic că la membrii din familie mai puteai vorbi. Mă, ce părere ai? Ce zici? Ce să facem? Cu cine să te înțelegi? Cu cine să te mobilizezi ca să te aduni și să faci revoluție? Era imposibil, din punct de vedere omenesc, oameni buni. Nu-i ca așa acum în America sau în lume, în altă parte. Nu se putea, era imposibil. În imposibilitatea asta, în luna noiembrie 89, dacă nu greșesc, 5 noiembrie, o să verific, dacă greșesc, iertați-mă, o să verific, am predicat de atunci și mi-am pus data. Data de, cred că e 5 noiembrie 1989. Toată lumea creștină evanghelică din America și nu numai, la care s-a avut acces, a stat într-o zi de post și rugăciune pentru căderea comunismului. Și a fost un fel de paradox. Măi, noi stăm în post și în rugăciune pentru ceva care știm că nu se poate întâmpla. Nu se poate. Ce? Ne pierdem vremea. Dar am zis, la Dumnezeu toate, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.
Mă, dar cum? I have no idea. How in the world would the communism fall? I have no clue. Well, why are you praying? La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Ne rugăm și postim și seara ne adunăm la casa Domnului, dimineața și seara, în ziua aceea, cum n-am făcut altă dată înainte, nici după aceea, nimeni, inclusiv copiii care erau suficient de mari ca să înțeleagă de la 80 ani în sus, și în biserica noastră și pretutindeni unde am știut, n-am mâncat nimeni până după slujba de seară. Că de obicei duminica se mănâncă între slujbe, nu? E tradiție deja, e ceva normal. Atunci am zis, nu mănâncă nimeni, e zi de post pentru toată suflarea, așa cum a fost în Ninive. Nu știu câți au avut când și pisici, că nu prea au avut atunci, că n-ar fi trebuit să le dea să mănânce. Dar oamenii, copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, post și rugăciune până seara. Și am predicat de atunci de seara, sunt convins că și alții au predicat asemănător, în mod asemănător, cum am predicat și eu. Și am zis, fraților, nu știu cum o să cadă comunismul, că nu poate să cadă, omenește vorbind, dar știm că Dumnezeu poate să-l dărâme. Dumnezeu poate să dea cu el de pământ. Nu știm cum. Și uite că Dumnezeu a găsit soluția. Ca conducerea țării să adune sute de mii de oameni la București. Se adune ei. Ei se adune la București. Și acolo oamenii, deja sătui toți, deja anticipând toți, să se pornească, să înceapă huiduiala și deja revoluția era la Timișoara, de acolo oamenii au început și așa, încet, încet, cu Dumnezeu care a fost stăpân peste toate. Fraților, n-a fost nici Iliescu, n-a fost nici comuniști, nici securiști, a fost Dumnezeu. Noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că Dumnezeu a îngenunchiat comunismul. Comunismul a vrut să îngenunchează biserica. Comunismul a vrut să îngenuncheze Biserica lui Hristos. Dar Biserica lui Hristos nu va îngenunchea niciodată numai înaintea Marelui Împărat. Atât. Biserica Domnului Iisus Hristos va triumfa, va fi biruitoare. Comunismul a căzut. Istoria ne arată că Dumnezeu este stăpân peste istorie. Și pentru oameni, istoria ne arată că n-am învățat nimic din istorie. Asta e pentru oameni, pentru noi, pentru oameni. Citim istoria, vedem ce au făcut alții și noi facem la fel. Biserica tradițională a început bine. A început bine. Încet, încet, cum fratele Ștefan spunea, un jumătate de degree așa. A luat o razna, acum e moartă. Biserica Pentecostală a început bine. Dacă Domnul nu vine în 50-100 de ani, Biserica Pentecostală va fi o biserică tradițională moartă. Și Duhul lui Dumnezeu va trebui să trezească pe alții și se va repeta. Istoria ne învață că nu am învățat nimic din istorie. Dar trebuie să se întâmple lucrul ăsta cu toți? Nu, fraților! Noi am zis și hai să spunem toți, nu vrem ca să se întâmple cu noi lucrul ăsta. Dragostea celor mai mulți se va răci. Dar de ce trebuie să fii tu între cei mai mulți la care se răcește dragostea? Bă, dar lumea o ia aiurea. Dar de ce trebuie să fii tu unul din ăia care o ia aiurea? N-ai cuvântul. N-avem Sfânta Scriptură. Nu-L avem pe Duhul Sfânt care ne luminează, care ne vorbește, care ne înnoiește, care ne transformă, care ne umple de putere, de viață și de har. Atunci de ce să ne pierdem? De ce să ne luăm după toată lumea? El este Cel care ține istoria în mâinile Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. N-am avut de gând, dar fac și eu ce-a făcut Bradă Ștefan. Partea a doua de seară. De seară partea a doua, după cum ne va da Dumnezeu, în care ne punem încrederea și în această dimineață spunem împreună cu Scriptura, e mare puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu se vede în creație. Când îți deschizi ochii, trebuie să fii orb. Orb trebuie să fii, să nu vezi puterea, înțelepciunea și frumusețea creației. Când te uiți în jur, ești obligat să declari, e mare Dumnezeu. Se vede puterea lui Dumnezeu în ordinea din univers.
Numai Dumnezeu ține ordinea asta, că vedeți, oamenii n-au niciun control. Oamenii se gândesc că dacă vine o piatră din aia mai mare, o să trimită rachete, au făcut și filme. Ai, it's good entertainment. This is a joke. Asta e o glumă. Dumnezeu e stăpân. El e stăpân peste pământul ăsta, peste sistemul planetar și toate galaxiile. El le ține în mâna lui. Și e ordine, pentru că cuvântul lui rămâne în picioare. Și ele se mișcă după cuvântul lui. Și e mare puterea lui Dumnezeu, pentru că îl vedem în istorie. Noi am vrea să fie ce am vrea să fie și în noiembrie. Yes. Și nu deviez, că la urma urmei două lucruri putem face. Să ne rugăm și să votăm. Ăsta e dreptul și obligația. Ne rugăm și votăm. Hai să zic că ar fi al treilea, să influențăm pe cei din jur, oamenii care sunt mai cu minte, că îți dai seama, dacă mergi pe avion și stă cineva lângă tine și-o scos masca, și-o pus masca, n-are rost să vorbești cu el despre Trump și despre Republican. Dacă te duci la magazin și vezi cu mască încă și acum speriați oamenii săraci, încă nu ai ieșit din panica COVID-ului. Noi și am și uitat că a fost COVID cândva. N-are rost să vorbești cu oamenii care îți dai seama. Uneori îți dai seama după cum îți îmbrăcați. Uneori îți dai seama după cât metal au de aici în sus, cât metal au așezat de la sprâncene, la barbă, la buze, la nas, la obraj, la urechi, în partea de sus, îți dai seama din ce categorie fac parte și ar fi o pierdere de timp și nu mai jignești și insulți, nici n-are rost să vorbești, că sunt stare să te înjure, sunt stare să te blasteme. Dar la locul de muncă, prieteni, colegi cu care mai poți raționa, cu care mai poți discuta, le mai poți explica, pe noi ne ajută faptul că am gustat un pic din comunism. Și când vedem tânăra generație care se ridică în America, că simpatizează comunismul, când îi vedem că au impresia că comunismul ar fi ceva exotic, ceva frumos, și că bieții sovietici, bieții români și bieții est-europeni nu au fost deștepți destul. Dacă erau ei deștepți, făceau un comunist din ăla care lucră. Dar acum noi suntem deștepți și noi știm să inventăm un comunist din ăla care dă rezultate. Normal când ne uităm facem alergie, normal când ne uităm nu mai avem poftă de mâncare, normal când ne uităm ne vine să luăm parul pe lângă cuvinte. Yes, e adevărat lucrul ăsta, dar mult nu putem face. Influențăm, ne rugăm și mergem la vot. Și la urmă, Dumnezeu e stăpân. Nu se va întâmpla decât cum vrea Dumnezeu. Și nu trebuie să ne supărăm. Ne bucurăm dacă iese cum gândim noi, ne năcăjim dacă nu iese cum gândim noi, dar să știm că Dumnezeu e cu mâna pe volan. El e stăpân. E mare puterea lui Dumnezeu care conduce istoria. Amin.